Pastila de fizico. Măsurarea volumului. Volumul este o mărime fizică care se notează cu V și se exprimă în Sistemul Internațional de Unități în metri cubi. Pentru măsurarea indirectă a volumului unui corp cu formă geometrică regulată utilizăm formule de calcul. Iată formulele pentru volumul cubului și a paralelepipedului. Pentru măsurarea directă a volumului putem utiliza cilindrul gradat numit și mensură. Pe acest cilindru de sticlă se poate observa o scală gradată. Ca aplicație vom măsura volumul unui corp cu ajutorul mensurei. Mai avem nevoie de apă pe care o turnăm în mensură și ață cu care să legăm corpul. Turnăm apă în mensură până la un anumit nivel și citim volumul inițial. Apoi introducem corpul legat cu sfoară în apă și citim volumul final până la care a urcat apa în mensură. Volumul corpului este egal cu diferența dintre volumul final și volumul inițial. Dacă lucrați în grupe, fiecare membru al grupei poate face o măsurătoare, puteți modifica de fiecare dată volumul inițial al apei. Trebuie să aveți minim 3 măsurători. Volumul mediu al corpului este egal cu media aritmetică a valorilor măsurate. Dacă avem 3 măsurători, le adunăm și apoi împărțim la 3. Calculăm erorile de măsură absolute pentru fiecare măsurătoare în parte prin diferența dintre volumul corespunzător unei determinări și valoarea medie calculată. Erori de măsură pot apărea datorită unor citiri incorrecte ale indicațiilor instrumentului, lipsa de precizie a instrumentului de măsură, lipsa de atenție sau de îndemânare a celui care face măsurătorile. Calculăm eroarea absolută medie ca media aritmetică a erorilor absolute. Completează tabelul cu toate valorile măsurate sau determinate prin calcul. În final scriem rezultatul determinării ca fiind valoarea medie a volumului plus minus eroarea medie absolută.